Iubită biserică în Domnul, stimați prieteni, dragi frați, stimate surori, vrem să vă binecuvântăm din casa Domnului. Bordul acestei biserici, zicem împreună, călăudat să fie Dumnezeu. Noi și voi vrem să ne bucurăm în prezența Celui ce este Sfânt. Amin? Vrem să vă mulțumim că sunteți la părtășie cu noi. Poate unii pentru prima oară, poate unii permanenți, poate unii a doua sau a treia oară, mai puțin contează. Important e că suntem cu toții în viață în această dimineață și aceasta îi se cuvine să-i dăm Celui ce ne ține în viață, prin mâinile Lui de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vreau să vă spun încă de la început, iubiți frați și surori, stimați prieteni, asistăm la trei evenimente mari în această dimineață. Avem parte de un botez nou testamental, care în această dimineață va declara credincioșie Domnului, fratele Șerban, care este aici în față, Dumnezeu să binecuvinteze, să spunem cu toții, amin. Sora Mironela, Dumnezeu să binecuvinteze. Amin. Iar cei ce vor să încheie un legământ cu Domnul până la orele 13 după amiază în care timp să se hotărască. Dumnezeu vă oferă încă 3 ore, 4 ore, să vă puteți hotărâ să-i declarați Lui dragoste și nu omului și Lui să-i spuneți, Doamne, vreau să mă împac cu Tine. Vreau să vă spun că în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să vă scoată de la întuneric și să vă aducă la lumină. Pentru că trăim într-o viață tulbure, trăim într-o viață plină de primejdie. Și știu că Dumnezeu este un Dumnezeu care are doar milă, îndurare, este și un foc, e adevărat, care vrea să-i mântuiască pe oameni. Pentru aceasta, în prima parte, vom avea după un set de cântări, după o rugăciune, vom avea și binecuvântare de copii. Aici este vorba de Ioana, scumpa mezina Bisericii Maranata, fata surorii noastre Miruna și a fratelui Florin, Dumnezeu să o binecuvinteze și pe ea. Apoi este Georgica, este tânărul acesta de 6 ani, care vrem să-l încredințăm pe brațele Domnului. Nu ca și cum n-ar fi fost pe brațele Domnului, Dumnezeu le-a purtat de grijă, dar vrem să facem public această lucrare în dimineața aceasta. Iar după aceste două mari lucrări care se vor petrece aici, vom avea un cuvânt care fratele Daniel le va sluji în dimineața aceasta și ne vor punta câteva idei despre lucrarea Duhului Sfânt, despre darul Duhului Sfânt, despre botez. Apoi ne vom deplasa cu toții, cred că cu ajutorul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, la orele 13 vrem să ne deplasăm deja către apă, aici este o apă în spate la nici 2 km. Vom efectua botezul nou testamental acolo în apă, acolo în gârla aceea, apoi ne vom întoarce aici și ne vom împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Știu că o să fie un pic sugurmate toate lucrurile.